Salutare, amigos, bine ați venit la un nou episod din Red Dead Redemption 2. Eu sunt Marian sau Dontigai și continuăm aventura noastră. Haideți să vorbim cu unchiul nostru, să vedem ce ne spune, vorbim cu el și să vedem ce trebuie să facem aici, că el are planuri, are toate, le vedeți, avem scânduri aici, ne-am cumpărat scânduri, am împrumutat bani la bancă, da, bani la bancă. Vrem să facem aici un castel, fraților, o casă unde să trăiesc cu soția mea, așa că hai să vedem, zic că, planurile... Că, vedeți, casa asta vreau să o fac, că planurile nu sunt bune. You do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? Now, that is plain unfair. It's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to... Nu uitați, dacă vă place, să apăsați butonul de like, subscribe, să activați clopoțelul ca să fiți informați cu toate noutățile care avem pe canal, prieteni, când avem live stream, când avem episoade noi cu Caterinca și toate nebunile, OMTV și așa mai departe, ce mai facem noi aici. Dați și voi o geană pe canal, fraților, și vă mulțumesc că sunteți prezenți pe fiecare live și pe fiecare episod care îl suim pe canal. Lăsați like-urile voastre acolo, lăsați comentariile, vă mulțumesc, Tigaia, din suflet și țineți-o tot așa, sunteți forță. Charles, dear boy, John needs help moving these joists. Now come on. Așa. We gotta get started before the rains come. Ia uite, să începem înainte să vină ploaia. He's right. Ok, are dreptate. Haide, fraților. Hai să batem cuie și sârbă și toate alea. Bang, bang, zdreng, tung, 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 tung. Dugudum, dugudum, bum, bum, bum. Ia. Ia auzi, m-am făcut temelie. Vedeți, construim casa, fraților. După cum vă spuneam. Ia uite și ne ajut. Fiți atenți că eu joc aici, le ridicăm, cică. Ia uite. Hați. Hați, Johnule. Frumos, frate. Și acum batem cuie. Dreng, zdreng, zdreng, bang, 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 bang. V-am zis eu, da? V-am zis eu că o să batem cuie, o să ne iasă pe ochi. Dales, dales, bales, mancala, strale, dăi, dăi. Vezi să nu-ți dai peste degete, frate. Tun, tun, tun. Ia uite-mă pe unchiul meu ce muncește. N-are nicio treabă unchiul meu. Unchiul meu e cel mai muncitor de la noi, de aici. Mamă, ce am făcut aici? Temelie frumoasă. Dar de unde n-ai avut atâtea cărămizi, mă? Că eu n-am cărat nicio cărămidă cu carul. Probabil le-a adus cineva, altcineva. Vedeți că jos cărămida... Cărămida jos e cărămida jos, n-ai nicio treabă. A început ploaia, na. Și pe ploaie și pe frig, noi suntem cei mai buni constructori. Și pe ploaie și pe frig, facem case zi de zi. Nu, nu urmează, ba, picior. Să faci o rimă, să mă sparg și... Na. Și pe ploaie și pe soare, Don Tigaie... Dă... Cu ciocanul, rimați voi și lăsați-mi acolo în comentarii. PC, haide! Brândosul, la vedere! Aute, mă! Așa, mă, frate. Vă dați seama că aici sunt zile, sunt săptămâni, sunt luni de muncă, fraților. Nu ne arată totul rapid, dar nu e așa. Frumoasă viața aceasta, să stai liniștit, să nu vină nimeni peste tine, să nu vină să te deranjeze, să nu mai vină cu pușcături, cu dalea. Hai că parcă începe să prindă culoare, nu? Căsuța? Căsuța mea? Care mi-am dorit-o dintotdeauna să mă stabilesc cu familia mea aici, cu copiii mei. Da, asta e căsuța care în primul Red Dead Redemption... Am locuit noi aici, Ania. Totul făcut din lemn, fraților. Pe plan american, așa, ăștia așa erau. Și acum, și ziua de azi. Tot așa, mulți au case din lemn, fraților. Mulți au case din lemn. Ea nici n-au case din ciment acolo. De-aia vine cu o tornădică de-aia mai mică și le ia toate casele. Pă bune, mă spun.
Au, te punem coama, punem... Și na, că am terenat și acoperișul. Motherfucker, ăla a fost, parcă a fost ultimul ciocan. Ia de aici! Și cred că asta este totul și acum, BOOM! Zdrang de sus de acolo! John Marston, gata, ai propria ta casă. Și tu la fel. Luce. Adică știu. Și tu, Charles, o să rămâi cu noi. Mulțumesc. Uite, mă, ce casă frumoasă. Și acum să punem să scrie scrisoare la nevastă. Se spune că nu mai sunt un boschetar. Nu mai sunt un armăsar. Nu mai sunt un nenorocit, nu mai sunt un boschetar, nu mai beau, nu mai vânez, nu mai fac nimic, sunt cu minte foc. Te rog frumos să te întorci acasă. Te rog frumos să te întorci acasă, că mi-e foarte dor de tine. Mi-e foarte dor de mângâierile tale. Mi-e foarte dor de clipurile când, clipele când eram noi doi și ne trăgeam unul de altul de haine de alea. Am cumpărat o casă, ia uite. Beecher Hope. Acum este a noastră. And we are going to try our hand at ranching. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met uncle while I was coming out of the bank. Ne-a spus că omul la care muncile ne-a ajutat să obțin niște bani. Așa, unchiul meu m-a ajutat cu casa. Ok. Charles Smith. Vorbesc de Charles. Așa. A venit să mă ajute și el. Uite, împreună am construit o casă. Cred că vreau să pot să ți-o arăt cât mai repede. Mi-este dor de tine și de copil. Mai mult nu pot să mă exprim, te rog. Vino cu mine. Întoarce-te la mine. Reu al tău, John. Să vedem dacă soția noastră se întoarce acasă, fraților, câteva zile după aia. După, da? Am deblocat și un trofeu. Vachero constructor. Cowboy constructor, ceva de genul. Yes, baby. Asta era îmbrăcămintea noastră în Red Dead Redemption 1, fraților. Exact așa eram îmbrăcat. Exact așa, cu vestuța asta. Bine, zici că e de-aia de blugi, dar e puțin, știi, e pe jumate. Nu e întreagă. Uncle, credeam că... Unde... Ia să vedem. Hai să vorbim cu unchiul meu. Ia. Mă, dar parcă în Red Dead Redemption nu arată așa ca sau? Bine, că na, cu grafica de atunci, frate. Păi ce stau, sau să vâneze căprioare? Ia să vedem, os. Uchiule! Socr rambă! Stai așa, că a venit cățelul să moară Jackson. Asta îmi strică toate episoadele mele. A, deci nu e episod să nu vină cățelul să râcă la ușă, frate. Deci nu e episod să nu vină cățelul să râcă la ușă, pentru că el, v-am zis, el stă mereu cu mine aici. Și eu cum închid ușa, știi, ca să nu se audă până în casă sau să nu mă audă din casă ce fac pe aici, că urlu ca nebunul sau astea. El vine mereu la mine aici, măși. El cu tata lui. Two penny slave driver that comes along and hastens your journey into the grave. This is a fatal condition I got. And I'll give you another fatal condition. We don't get on with things around here, and we'll all starve. Get on with what? Farming, ranching, planting something. The only thing that this land's good for is grazing. Grazing? Yeah, so cows, sheep, goats. Now, goats is easy, but they taste awful. I don't like goats. And cows, I've seen enough cows. Yeah, sheep then. But any livestock you're gonna need. Vorbește ce să crească aici. Acest pământ nu e bun de nimic, să plantează nimic în el, pentru că este de piatră, e urât. Și vorbește că poate să crească capre, vaci.
This is the industrial yes, age. Yes, the lumber fellers all have them. That guy makes me hate the modern world. Oh, come on. Haide. I'll deal with him. Să mă ocup de el de cine? Nu știu, trebuie să mergem, dar nu știu unde. Man, I never was that fast. Let's go! In the Blackwater. In Blackwater mergem, frate. Now this fella probably saw you. Thought here's some corn husk idiot, some country rube doesn't know. Mamă, să moară Jacksona, fii atent. Mamă, pentru... Bă, aduceți-vă aminte că pentru cal n-am nimica de mâncare, mu. Pentru cal n-am nimica să-i dau să mănânce, fraților. Știți că nu am avut bani, după aia am fost și am împrumutat bani la bancă. Ia stai mă puțin așa. Și dacă îl perii, dacă îi mai dă ceva, ia. You need someone with some sense to negotiate and some charm, wouldn't? Deși să-l mai perii din când în când pe calul ăsta. And that's you, is it? Nu știu ce mi-a dat, da. Mi-a dat puțin energie. I got to help you all I can. It's my debt. I'll handle it. Yeah, but if they foreclose on the debt, I'll lose my home. And I do so like it there. Let's go, Piper! You're far too comfortable. Da, da, vedem acum. Mamă, ce mă bușeam cu ăsta. Băi, da, vezi pe unde mergi în pizda, mătii, nu vezi că vin eu? Pune și tu semnalizare că faci stânga acolo, la intersecție, nebunule. Hai să mergem să vorbim cu acest vânzător de lemne. And how are we? How's little Emily? Emily? I'm sorry, I've, how are you? We need a barn. A barn? Of course you do. All them potatoes. We're gonna farm livestock. Da, 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 deci despre asta vorbeam. Graner de la avem, avem acolo ăla asta. Ia, fiți atenți. Maybe that one. We're an excellent choice. We have a couple already cutting in stock. I'll have it sent to you in Blackwater. I'm down at Beecher's Hope. Oh, I'm sorry. Of course, this is my wife, Jerry. You see, she's but it's great seeing you again, Al. Yeah, and it's you, been sir. A pleasure as always. Great pleasure. Love your work. Of course. How are we going to pay for this? Same way we pay for everything. I just wish I could help you, sir. You've been a good customer and I like you. Nu dacă ne mai dă banca. This man is very annoying. Can you just give me a few days? Of course. I really enjoy begging and watching you make a fool of yourself. Well, John. Hey. Joe, Sadie. Hey. John, how are you? Well, hello, Uncle. Nice to see you. And you too. Oh, shut up, you old creep. Listen, Sadie, you got any work? I'm kind of desperate. Work? How desperate? I need money. A bunch of money. Că am nevoie de bani, mulți bani. Climbing and you up for a fight? Is it legal? Well, it's very legal, but it's yeah, îi spune dacă vrea să mă bat cu cineva. With you, it'll be fine, but I wouldn't do it on my own. I ain't got much choice. All right, then. Come on. Look after him, Sadie. He's a delicate flower underneath. Tell the bank there's money coming in. And get a crew to help with that barn. Okay, let's go, people. I have it on good authority we can find this bounty. Hi. I know the place. Okay, I'll follow you. All right. Bă, ia stați-mă puțin așa. Stați-mă puțin așa, dă-te așa puțin, un magazin, am nevoie de un magazin aici. Am nevoie de un magazin aici neapărat să cumpăr la cal ceva, frate, de mâncare, că n-am nimica pentru cal. Stai așa puțin, aveți răbdare, fraților? Nu? Nu mă lasă pe aici? Nu e, cealaltă e. Crezi că intrarea e pe undeva pe partea aia? A, nu, pe aici. Salut, boi, ce faci? Arată-mi și mie catalogul ăla, că vreau să cumpăr pentru cal ceva în pana mea, că moare ăsta de foame, frate.
Cred că aici e ea. Are they Mexicans? Ce să stea, mă, frate? Just like we were. And they're friendly, I bet. N-are mă și ăsta nimic de... Și astea sunt pentru mine, frate. N-are pentru animale în pizda mătii. N-are mă pentru animale. Ia stai la provizii acolo. Oare la provizii? Oare la provizii? Oare la provizii? Ia stați așa că dăm puțin repede la provizii. Dăm un pic repede la provizii. Dar nu cred. Aici e pentru mine, mă. Vedeți cum e mâncare. E pentru mine, frate. N-ai nicio treabă. That gang you was talking about? A, uite mă, pentru cai, mă, nebunule, uite. Ăștia-s pentru cai, frate. Vedeți, mă, bă, ce panoramă sunt. Am luat de-alea de... Gata, mă, frate, am luat de-alea de cațăranul, de... Hai, mă, ieși de aici, gata, ajunge, ieși, pleacă, hai să mergem. Let's go, frate. Let's go, John. Let's go, tati. Hai să mergem la... Uite-o pe aia ce cal are și că e bătut cu sârme. Bă, ce are calul ăsta, mă, frate? E împușcat, e... Știu, ulei, ce urât să vede. Îmi dă omul să-i dau la cal să mănânce, frate, săracul că... Săracul e nemâncat, e vai de coaile lui. Bă, dar nu înțeleg o chestie, ce-a făcut ăsta? Ia stai mă, 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 stai mă puțin. A, ok, 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 așa frate. Așa în pana mea, am zis că nu... Am zis că nu mi l-a luat și pe celelalte. Dar mi l-a luat. Și a frățică, să avem aici și a... Ai be căluțul și el, nu? Să mănâncă și el gura lui. Ia să vedem că trebuie să mergem în partea aia, să... Păi hai mă, CD, mă, ce naiba, nu știi să... Mai proastă rău aia. Rămâne în spate, mă, uite. Păi stick together, dar... Together, together, dar ești... ești vraiște. Așa, busy, hai. Dă-i să sune dacă... Una alta. Then I guess our fraternizing days are done. Now, be a good boy and get this bounty for me. Yes, ma'am. Nu știu, am omorât ceva, dar nu știu ce am omorât. Am călcat pe cap. Îi duc lipsa lui whisky, frate. Whisky meu, era whisky meu, fraților. Căluțul meu care m-a dus peste tot ăla. Și cu o viteză inegalabilă. Avea whisky-anul meu o viteză, vă știți, care m-ați urmărit pe live-uri. Fugea calul ăla. Mamă, mamă, mamă. Și se ducea. Fraților, o să lăsăm episodul ăsta aici, o să ajungem să vedem ce muncă ne oferă ca să câștigăm bănuți. Așa că vedem în episodul următor. Toate cele bune, nu uitați să apăsați butonul de like, să comentați. Eu sunt Marian, ne vedem data viitoare. Ciao!